Ce lucru rău s-ar putea întâmpla atunci când ieși la o plimbare liniștitoare cu caiacul pe apa cristalină ce înconjoară Honolulu? În cel mai rău caz, poți avea ghinionul pe care l-a avut acest bărbat și să te întâlnești cu un rechin tigru. După cum putem vedea și pe imaginile surprinse de camera bărbatului, rechinul apare parcă de nicăieri și se izbește de caiac cu viteza unui glonț. Caiacul este în teorie o bargă mică și extrem de fragilă, lucru care face ca în fața mușcăturii unui rechin tigru să nu pară altceva decât o jucărie. Din fericire pentru acest bărbat, rechinul nu a insistat prea mult, oferindu-i șansa de a se retrage către mal și de a scăpa nevătămat.